Bun găsit, stimați telespectatori! Data trecută am fost invitate de doamna Nina Corcinski, vice-director Institutului Filologiei a Academiei de Științe din Moldova. Și noi cu dânsa am vorbit, a fost un dialog foarte interesant, am vorbit despre arta traducerii, despre obstacole care stau în calea traducătorului. Am vorbit despre bărbăriei tâlmăcii care presează deseori exegeții. După această emisiune, după condiții care mi-au fost puse, eu trebuiam să găsesc o persoană care trebuiam să o invit la emisiunea aceasta. Persoana cunoscută în lumea culturii, care are mare importanță în dezvoltarea procesului literar la noi în țară, și am hotărât să invit pe domnul Emilian Galaicu Păun. Poet, scriitor, editor, traducător, etc. Mi se pare că n-avem încă așa o persoană care este atât de cunoscută în spațiul cultural Republicii Moldova și nu numai. Eu știu că el este cunoscut și în Franța, și în Germania, dar nu vorbesc despre Basarabia. Emilian, ție cuvânt. Bună ziua, Miroslava! Bună ziua, dragi spectatori! Pentru mine a fost o mare bucurie să aud telefonul Miroslavei. Adevărul este că noi deseori vorbim la telefon și foarte multe probleme pe care le vom dezbate acum public în fața domniilor voastre, de fapt le dezbatem prietenește între noi, pentru că ceea ce prețuiesc foarte tare în cazul Miroslavei este această implicare ființială în cultura noastră. Miroslava nu este pur și simplu un traducător și un scriitor de primă mână. Miroslava este un om care trăiește cu actul, trăiește cu toată ființa, actul literaturii, actul culturii. Miroslava este prezentă cu egală dexteritate și în spațiul limbii ruse, în care traduce poezia noastră, proza noastră, și în cadrul, în spațiul limbii române, pentru că a avut nenumărate conferințe la București, la Iași și așa mai departe. Deci sper că acest dialogul nostru însemne nu doar dialog dintre doi oameni, doi reprezentanți a unor culturi importante din spațiul acesta, ci și a două prezențe vii în procesul cultural. Doi prieteni. Doi prieteni în primul rând, sigur. În că primul. Da. Emilian, tu ai intrat brusc în literatura contemporană basarabeană. Cu poezie și romanul Gesturi ai atras un interes neobișnuit la cititori și la critici literari. Ca și fiecare persoană de valoare, ai primit nu numai complimente. Ai avut și păreri contrare din partea unor prieteni de breaslă. Cum spune Mihai Cimpoi, tu ai adus în poezie gesturi largi și teatrale, pline de romantism, dar legate strâns cu neliniștea carturare proprie. Ce pot să spun? Este adevărat că Mihai Cimpoi a surprins prin această formulă mai degrabă faza mea de debut, atunci când într-adevăr veneam în literatură mai degrabă pe o pistă romantică, dar pe de altă parte, la fel de exact a surprins domnul academician și latura cărturară, zice domnia sa, cărturară, deci neliniște cărturară. Eu sunt în primul rând un cărturar și atunci când ai enumerat toate titlurile mele, mă rog, scriitor, poet, editor, traducător, eu m-am gândit că în primul rând sunt un om al cărții, pentru că deci cunosc cartea din momentul în care se zemislește în capul unui om și până în clipa în care o editez și după aceea o lansez sau vorbesc despre această carte. Și asta este o dimensiune absolut esențială pentru mine.
Și Mihai Cempoi Bințescu atunci surprindea foarte bine această neliniște a tânărului cărturar. Între timp, nu știu dacă am rămas neapărat un romantic, poate există o anumită dimensiune care este, dacă vrei, un fel de romantism al firii omului. Eu chiar cred că omul este o ființă luminoasă. Adică știu foarte multe exemple care m-ar contrazice că omul este un mizerabil, nu știu ce. Eu vreau să cred că omul are și partea de divinitate și de frumos. Atunci asta este partea mea de romantism. Dar ce vreau să zic apropo de perioada asta și de părere contrare, este foarte bine atunci când o nouă voce, o voce tânără în literatură, în muzică, în pictură, nu întrunește dintr-o dată toate sufragele, pentru că dacă este deodată luat pe palme și îmbrățișat, riscă foarte tare să cumva să se plafoneze. Știu o mulțime de exemple când la prima carte un autor tânăr este foarte, foarte lăudat și după aceea fiecare carte este mai slabă decât precedente. În cazul meu, toată critica literară este unanimă în acest sens, că fiecare carte nouă a fost mult mai bună decât precedenta. Deci e un fel de urcuș așa. Vorbesc la detașat, adică acum nu-mi construiesc un monument pentru că nu asta mă interesează. Mă interesează felul în care cărțile ajung la cititor și felul în care este receptat. Și având mai cu seamă în ultimii ani experiența și a librăriei din centru în care moderez acele seri de lansări de carte și seri de literatură, dar și plecând și mergând la nenumărate întâlniri în școli, în licee, în biblioteci, pot să spun foarte exact cum reacționează lumea la cutare sau cutare carte. Și asta mi se pare foarte prețios. De fapt, am fost și la tine, deci la câteva lansări la tine, știm foarte, și tu ai fost la mine, știi foarte bine că asta funcționează. Adică noi, de fapt, ne creăm un anumit public și eu vreau ca acest public să păstreze și o anumită doză de romantism, dar vreau mai cu seamă să fii cărturar. Încă ce vreau să spun, iată, scriu acum o lucrare despre Eminescu, unde mulți spun ultimul romantic. Eu întotdeauna spun, niciodată romantismul nu va trece din viața omului. Și tu ești un exemplu, și nu numai tu, că fără romantism se pierde spiritualitatea omului. Da, cred că de fapt putem pune aici un semn de egalitate sau cel puțin să apropiem aceste două dimensiuni. Și eu pledez foarte categoric pentru a păstra ceea ce în secolul XIX a fost marea descoperire, adică această viziune cumva luminoasă asupra vieții. Da. Chiar dacă printre romantici au fost și mari pesimiști, un Novalis, Bunăoare sau același Eminescu. Nu, de ce nu? Nu numai pesimiști, dar și pragmatici. Și pragmatici. Dar putem foarte bine conjuga aceste lucruri. În genere, eu cred că ar trebui să demitizăm o anumită imagine a omului de creație care ne pare trebuie să fie cu capul în nori sau să fie absolut lipsit de pragmatism sau să nu se țină de cuvânt, să fie neapărat, știu eu, boem. Nu, poți să fii foarte bine și un om foarte pragmatic și foarte exact în relații și foarte muncitor, nu neapărat să fii un parazit social ca să scrii poezie genială, dar pe de altă parte, dacă deci conjugi calitățile pur umane, deci care țin de viața de toate zile, cu talentul, s-ar putea să avem exemple extraordinare atunci. Eu spun că grafomanii se conduc de clișeuri. Da, exact. Despre care tu spui și despre acest lucru spunea și Eminescu. Și iată încă ce eu vreau să spun. Cuvântul tău este liber. Dar fiecare semn este foarte informativ în contextul comun. Ce poți să spun în... Este adevărat că am încercat de fiecare dată în fiecare text să ghilimele încarc și semantic și cultural și zicem pluricultural, pentru că în textele mele sunt mai multe straturi așa, deci care vin de diferite culturi. Deci fiecare cuvânt să nu fie pur și simplu unul care primul care îți vine pe limbă sau în minte. Adică există un fel de spirala ADN a fiecărui vers, fiecărui rând și eu cred că la modul ideal, de fapt un scriitor cu adevărat devine scriitor și stăpân pe mijloace sale când poți să decupezi un fragment de proză sau de poezie, spui ăsta e cutare și gata. Da. Să știi că nu se confundă cu nimeni. În cazul deci Margheze, Blaga, Bacove, deci și atunci încărcătura asta semantică de fapt este ADN-ul scriitorului. ADN-ul. Da.
Dacă el este, este scriitor. Dacă nu, e ceva de duzină. Adică noi, da. Și asta poate să scandalizeze pe multă lume, eu pot să o afirm cu toată certitudine. Noi avem foarte multe clone literare. Noi avem oameni care scriu à la manière de, cu tare sau cu tare. Avem clone și premiate și, mă rog, cu ediții peste ediții, cu antologii peste antologii, nu contează. La un moment, în fiecare, la fiecare etapă în literatură, lucrul se decantează și rămân câteva personalități care, într-adevăr, și-au găsit propria voce, și-au găsit maniera lor de a fi, nu numai de a scrie, dar de a fi. Eu cred că în literatură nu pur și simplu scrii, tu ești în literatură, tu ești și prin prezența ta. Nu degeaba fac acele serate de literatură, pentru că eu cred că noi trebuie să ne marcăm nu doar timpul în care trăim prin texte, ci spațiul în care trăim prin prezența noastră de oameni de cultură. Eu vorbesc în lucrarea mea despre mediul temporal. Mediul, nu numai timpul, nu numai contextul, dar tot ce se include în ADN-ul. Da, în acest mediu cultural, pe de-o parte, și el ne formează, dar și noi îl putem forma. Da, și noi putem, dacă aceste personalități, și mă refer la mai multe din zone adiacente, prin pictură, prin muzică, prin teatru Eugen Ionescu, și pot să dau alte exemple, deci și noi la un moment dat influențăm acest mediu cultural, pentru că nu mai poți face abstracție de niște prezențe în Chișinău, adică nimeni nu face abstracție de teatru Eugen Ionescu, sau nimeni nu face abstracție de muzeul de artă pe care Zbârnă l-a făcut foarte, deci dedicând este director, l-a făcut chiar un centru cultural de mare importanță, sau de Galerie Brâncuș și mai departe și mai departe. Deci dacă prezența noastră în cetate nu se rezumă doar la scrierea, mă rog, fiecăruia în turnul său de Fildeș, ci la implicarea în tot ce înseamnă proces viu, eu cred că avem șansa să ne lăsăm amprenta pe timpul pe care îl trăim. Iată, noi vorbim despre proces viu. Proces viu e viață, proces viu e literatură. Da. Proces viu include și... Acum vom vorbi puțin despre postmodernism. Uh-huh. Iată, eu vreau să citesc ce a spus Sorin Alexandrescu despre tine. Emilian Galaicu Păun atinge, fără îndoială, o culme a scrierii postmoderne, pe care puțin în România se încumetă să excaladeze. El se dovedește aici, în mod cert, unul dintre marii poeți care scriu astăzi în spațiul limbii române, capabil de o unică virtuozitate verbală. Iată, acum vorbim despre postmodernism. În primul rând, sunt foarte recunoscător lui Sorin Alexandrescu, care este un foarte mare cărturar, an de zile, cred că vreo 20 de ani a predat literatura comparată la Amsterdam. Deci este un om care este perfect cunoscător al tuturor literaturilor ce se întâmplă în Europa în acest moment. Și nu în ultimul rând este nepotul după sora lui Mircea Eliade, adică a crescut pe genunchii lui Mircea Eliade într-o anumită perioadă. Bine. Sunt foarte recunoscător pentru felul foarte atent de a-mi citi poezia. Deci a scris un text mult mai mare, am luat doar un mic citat aici, am pus pe coperta cărții. Pentru mine, termenul postmodernism este cumva unul, după părerea mea cel puțin, și în cazul meu, este unul pur tehnic. Adică e o chestie depășită, este ca și cum ai, zicem, pe un computer foarte performant, ai spune că utilizează modemul cu tare și gata. Dar tot ce ține, pe mine mă interesează de fapt tot ce ține peste acest termen, adică mă interesează implicarea vitală, personală, mă interesează ca fiecare text să conțină ADN-ul meu mult mai mult decât termenul postmodernism sau modernism sau știu ce, expresionism. Mi s-au atribuit pe parcurs mai multe etichete de genul ăsta, unele prindeau o anumită realitate. Dar dacă vorbim despre fenomen în general, eu cred că de fapt e o chestie deja destul de fumată. Pentru că primul la noi și a scris în sensul ăsta și Alexandru Burlacu și Mircea Veciobanu, am scris și eu în niște anii 90, primul care a operat cu noțiuni și cu mijloacele postmoderne a fost Vasile Vasilache în povestea cu Coșul Roșu. Ce vreau să spun, pentru mine postmodernismul este înainte și după. Înainte a fost Vasile Vasilache. Exact, într-un gând. Iată, asta era o revoluție. Da. Și după, actualmente, este pentru mine o stagnare, este snobism. Și o blazare uneori. Da. E adevărat, dar asta se referă în special la cei care încearcă ei să se acomodeze cu tare sau cu tare mișcări, cu tare sau cu tare mișcări. Adică există, de exemplu, ceva la modă, ceva, și atunci ei vin și se pozează pe ei într-o anumită vitrină gata aranjată. Pe mine mă interesează
procesul viu. Mă interesează mai degrabă să sparg o vitrină, să dau ceva nou, să ies dintr-un context sau dintr-un cadru care ca și cum este bătut în cuie și să propun ceva cu totul nou. Că tot ai vorbit de această antologie, la un moment dat am una dintre cărți, pentru că e o antologie care conține mai multe cărți ale mele, și pornind de la ultima carte, de la Armii Grăitoare, textele le-am dat de-a latul. Așa cum ai spus un calendar, așa am dat textele în această. Una, că sunt versurile foarte late, dar și din motivul ăsta, că atunci când pui cartea așa în picioare, seamnă cu niște zgârie nori americane, uite, așa. Da. Și am zis, dar de ce să nu încercăm să spargem și această convenție a unei pagini pe care o citim așa? Deci, eu cred că un creator are în el un fel de neliniște de asta, care la fiecare etapă încearcă să inventeze ceva, să împingă granița convenționalității mai departe. Că altminteri riscăm să rămânem în niște tipare clasice pe care să le reproducem la modul cumva mecanicist, să devenim propriile noastre clone. Și încă ceva, apropo de postmodernism. De ce, pentru mine, de exemplu, acest termen, în cazul meu, mi se pare că se aplică doar așa, într-o mică măsură. Pentru că la fiecare etapă am încercat să mă reinventez cât mai diferit. Adică să pun o distanță mare între fiecare dintre cărțile mele. Deci nu un an, doi, dar uneori câte 10 ani și atunci metabolismul este de așa natură încât mă transform. Asta e una. Sigur, și a doua, eu nu vreau să fiu propria mea clonă. La fel ca și tine. Tu ești foarte diferită în poezie, în proză, în eseistică, mai cu seamă. Adică încercăm să noi, pe noi înșine să ne descoperim prin diferite fațete ale creativității. Da. Eu încă ce uneori mă gândesc așa că postmodernismul nostru este marcat de lexicul din normativ. Da, dar este exact, da, și asta este, dar păcând, este exact în cum se spun, în partea lui cea mai nesemnificativă. Adică sunt mulți autori care asta au prins și asta la început cumva șoca publicul, da. și asta continuă. Asta continuă, dar nu sunt autorii cei mai importanți, da, una. Eu spun despre acest lucru. Eu cred că e o chestie care foarte repede trece. Și plus, acum chiar nu mai șochează pe nimeni. Adică în momentul în care în orice film american auzi despre ceva you, asta chiar nu mai contează de mult. Cred că contează autenticitatea. Eu tot mai mult înclin să spun că dincolo de toată maestria artistică, de toate procedeele pe care mari scriitori le pun în practică, dacă nu pune ceva din ființa lui, din ADN-ul lui, din coloana vertebrală, din măduva oaselor, degeaba. Adică rămâne un spectacol pirotehnic. Adică putem avea spectacole pirotehnice foarte frumoase, dar să fie toate glonțele să fie oarbe, să nu fie niciun glonț să nu atingă ținta. Da. Asta este. Acum aș vrea să vorbesc despre o persoană foarte importantă pentru mine a fost, dar pentru tine eu cred că încă și mai importantă, despre Ioan Flora. Da, este unul din prietenii vechi. Ați fost prieteni. Eu am citit poeziile lui și el vroia ca să traduc cartea lui Iapa Dunărea. Da, o antologie de autor. Trebuiam să vin în luna februarie 2005, la București, da. 2005. Și eu m-am pregătit de și când colo, în ianuarie, el s-a dus. Dar poezia a rămas? Da. În primul rând, deci, Ioan Flora a fost și o prezență absolut carismatică în viața literară, viața culturală, viața de zi cu zi a scriitorilor. Bun, era la un moment dat secretar la un scriitor de la București. Dar era prezent în festivaluri, în relații umane, era un om foarte cald, țin aminte. Da. Mie nu-mi vine să cred, apropo, te-ai spus 2005, nu-mi vine să cred că au trecut 12 ani de la trecerea lui Ioan. Aș da următorul detaliu, apropo de premoniția poeților. Uneori poeții au niște intuiții astea fabuloase care, din păcate, se împlinesc, mai ales când e vorba de intuiții macabre. Cu puțin timp înainte de a pleca în lumea celor drepți, la doar 54 de ani, Ioan Flora a publicat o carte care se numea Dejunul sub iarbă. Deci nu dejunul pe iarbă, dejunul sub iarbă. Și cartea a apărut în noiembrie, deci către târgul de carte de la București și deja în ianuarie pleca și el sub iarbă, sub zăpadă, să zicem așa. Dar poate să te întrerup, dar el era și om cu umor. Sigur că da. Și voi ați fost mai tineri și veseli și eu am tradus poezie ta, se numește Un metru de vodcă la cub.
consacrată lui Ioan Flora, da. Și eu socot că este cea mai masculină poezie pe care cândva am tradus-o. Îmi place această apreciere. Acum, deci, trebuie să povestesc puțin contextul în care a apărut acel text. Într-un fel, mi-e și greu să pomenesc de Ioan Flora, pentru că pentru mine el cumva, deci, rămâne între prezențele apropiate. E bine, deci niște ani, mulți ani în urmă, deci prin 92 încă se întâmpla războiul din Iugoslavia, iar pe de altă parte la noi, deci, era Transnistria, Oranul deschise. Eram la un festival de poezii cu Ioan Flora, dar trebuie să spunem spectatorul nostru că Ioan Flora era un bărbat foarte frumos și foarte voinic, așa, înalt, cred că avea aproape 2 metri, zicem 1,90 m ceva, și era un bărbat corpulent, dar foarte elegant. Bun. Și fiind la acel festival, deci eram la un festival de poezii în Ardeal, ne-am apropiat foarte repede, am povestit, nu știu ce, și la un moment dat am zis că hai să ne luăm frați de cruce. Și conform tradiției trebuia să schimbăm cămășile. Ei, nu se putea schimba cămășile pentru că el ar fi rupt-o pe mea, deci, deodată, și eu trebuia 10 ca mine să încap în cămașa lui. Și atunci am spus o chestie, mi-a venit mie ideea, zic, hai să-mi schimbăm între noi pașapoartele. Și la un moment ne-am surprins o chestie. El avea pe atunci pașaportul iugoslav, o țară care deja de fapt nu mai exista, da. Și aveam încă pașaport sovietic, chiar și o țară care nu exista. Deci erau doi poeți existenți, bine, mersi, erau în viață și erau niște țări, da, pașapoartele sau cuverturile noastre a unor țări inexistente. Asta a fost ca punct de plecare. După aceea, deci s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Am scris prin 2000, cred că 8, 9, nu mai țin minte, 2008, cred că poemul acela, Un metru de vodcă la cub, pentru că povestesc o istorie care începea în Iugoslavia și termina undeva la Moscova, deci, și l-am trimis la revista Vatra, Port la Vatra, și cea mai faină reacție a fost a redactorului șef, zice, cel care ar fi cel mai tare apreciat poemul ar fi fost chiar Ioan Flora. Pentru că, dar e o chestie extraordinară, știi, să-ți spună cineva că poemul în memoria căruia, deci tu l-ai scris, deci exact omul acela ar fi apreciat. Și ca să închei cu acest poem, aș mai adăuga următorul lucru. Deci, niște ani după aceea, am participat la un festival de literatură, Zile și Nopți de Literatură, unde ai fost și tu altminte, la Neptun, într-o ediție participasem și eu. Și în cadrul recitalului am recitat acest poem Un metru de vodcă la cub, iar în primele, deci printre spectatori, era și Horia Gârbea și Ioanes Pop și Aldurescu, toți cu care băuse cândva, da. Ioan Flora. Așa, tocmai o serie de pe scaun, zice, da. Ionică, zice, s-ar simți pur și simplu fericit să... Și eu chiar cred că, asta dacă dincolo de partea anecdotică, eu chiar cred că anumite cuvinte ale noastre ajung și în alte lumi, pentru că eu sunt absolut convins că există un fel de conexiune, un fel de spirit care comunică dincolo de niște repere temporare. Faptul că la un moment se închide o paranteză, da. Asta nu înseamnă că s-a închis pentru totdeauna și există și alt fel de comunicare decât una pur fizică. Eu din cauza aceasta și spun că păcat că nu vrei să citești. Nu, este un poem lung și pentru asta am nevoie de... Dar este un poem pe care și eu îl recomand cu mare căldură spectatorul. Puteți găsi în antologie Arme grăitoare, scoase la cartier. Nu știu dacă mai există în librărie, pentru că deci s-a dus destul de repede. Contează că prin text de felul ăsta, și nu este singurul cu dedicație, readucem printre noi niște oameni care ne-au fost dragi și da. Pe care ca și cum noi lăsăm să plece definitiv. Până la urmă, memoria este cea care îi reține cu noi. Da. Tu, când povesteai despre acest poem, ai spus un cuvânt, Moscova. Da. Ai legătură? Da, deci, sigur că da, sunt omul Moscovei, vorba bine, dar omul Moscovei, care era un mare și a rămas un mare centru de cultură. Am făcut un doctorat la Moscova în anii 86-89, deci 3 ani de zile, la Institutul de Literatură Gorki, într-o perioadă în care abia începuse perestroica și era tot romantic, nu erau încă tot felul de McDonald's, tot felul de chestii de astea comerciale,
încă era perioada în care cea mai mare revendicare era libertatea. Oamenii voiau libertatea cuvântului. Eu țin minte acest timp. Da, perioada aceea în care se veneai la 6 dimineața sau la 7 dimineața ieșea din cămin și vedeai o coadă de un kilometru la chioșc unde se vedea Moscovski, Novi Mir, Zarea și alte reviste care publicau niște materiale absolut îngrozitoare. Adică erau recuperați Mșalamov, Solzhenitsyn, Nabokov, tot ce vrei. Ei bine, deci pentru mine, deci când zic de Moscova și când vorbesc cu orice nostalgie despre Moscova, este exact perioada aceea în care am mers la mari biblioteci. Mergeam și la Biblioteca Lenin, dar ea era cumva mai rigidă pentru mine. Eu am descoperit o altă bibliotecă foarte mare, Biblioteca de Limbi Străine pe Katelnicka Nabережna, în care mă duceam de dimineață pe la 9 și ieșeam seara la 10 sau 11, în care deci știu că luam cam ultima metrou spre Cămin. Era un univers întreg și mai cu seamă că puteai citi în câteva limbe, că citeam în franceză, în română, în rusă și puteam citi și cărți care, de exemplu, în România erau deja puse la index, pentru că, de exemplu, Dorin Tudoran fugise din România sau Ion Caraion și cărțile lor în România erau interzise. Ori eu îi citeam pe toți aceștia pentru că la Moscova deja era perestroica, deja nu se mai uita, din potriva, încercau să-i recupereze, inclusiv pe Brodsky, pe alții care plecase, încercau să-i readucă cel puțin prin texte în literatura contemporană. Eu uneori mă gândesc că în perioada aceea de schimbări noi eram mai liberi decât acum. Da. Pentru că eram, știi de ce eram într-un fel mai liber? Aveam și libertate de a ne imagina orice, de a visa foarte mult. Acum știm că ne ciocnim de foarte multe restricții administrative, de altă ori, din materiale, nu mai vorbesc. Atunci avem senzația că putem recrea o lume nouă cu forțele proprii. Acum, cine mai îndrăznește? Câțiva oameni. Era un simț de zbor. Exact asta, da. Asta era, eu țin minte. Și încă ce vreau să spun, tu ai spus că ai citit foarte mult atunci ce nu era editat în România. Da, n-aveai cum în alte parte. Și totuși mă ating tema traducerilor. Eu știu că ești un traducător foarte bun din română în franceză. Eu nu știu dacă invers. Din franceză în română. Din franceză în română am tradus 10, nici nu mai știu câte cărți. Am tradus autori foarte... Da, direct. Deci, noutate. Da, deci și cărți foarte proaspete. Adică tot timpul am tradus cărți scoase recent și pe care le-am tradus, de regulă apăreau în același an în care au apărut în franceză. Deci a apărut Michel Pastoureau, Ursul istoriei unui rege decăzut, în aprilie. În decembrie deja traducerea mea, și e vorba de o carte de 400 și vreo 80 de pagini, deja traducerea publicată la Cartier. Sau Roland Barthes a apărut în mai, undeva în septembrie era traducerea gata. De ce din franceză? Unu, am făcut școala numărul 1 pe timpul acum, liceu Asache, și franceza pentru mine este mai mult decât o limbă de referință, este un univers întreg în care mă simt foarte bine. Apropo, după asta plec la Târgu de Carte la Paris, ca de obicei, pentru că merg destul de des la Târgu de Carte la Paris. Și a doua, deci ideea cu care am venit atunci când m-am apucat să traduc, este următoarea. Deci, fiecare, mă rog, ne scriem cărțile noastre, dar avem și perioade de criză, avem perioade în care avem nevoie să ne reîncărcăm bateriile. Da. Știi foarte bine treaba aceasta. Da. Din când în când făceam și alte, deci făceam, scriam eseuri mai... Dar uneori ai nevoie de un proces mai de durată, în care să te încarci mai mult. Și atunci când traduci autori de primă mână și autori care nu sunt neapărat scritori, eu am tradus în special istorici, pentru că istoria iarăși este o mare, bun, și e o mare ficțiune și istorie, ca să fim în aceeași lungime de unde. Și când îl traduci prin Michel Pastoureau sau Robert Mouchamblé, și traduci universuri de gândire, tu traduci, de fapt, o sensibilitate, nu doar un text dintr-o limbă în alta, nu cuvinte traduci, tu traduci spiritul. Tu traduci un spirit a unei mari culturi, în cultura noastră, care este mult mai tânără, dar care deja cumva se afirmă pe plan european. Procesul meu mi se pare halucinant de interesant. Și faptul că trei dintre traducerile mele au fost recompensate cu premiul Uniunii Latine, cred că certifică faptul că n-au fost niște întâmplări hazardate aceste traduceri. A fost o opțiune foarte conștientă și pe mine m-a alimentat cel puțin foarte mult. Eu sunt foarte recunoscător, autorilor pe care i-am tradus pentru că au scris niște cărți minunate și faptul lui că pur și simplu am îndrăznit să prima carte să o traduc și după aceea nu m-am mai putut opri. Asta e. Eu data trecută am ridicat problema a situației conflictuale între autor și traducător.
În timpurile trecute a fost această situație când totuși era presiune ideologică asupra și traducătorului. Știm despre cazul lui Noica. Da, evident. Da, când el a tradus filozofia și a fost învinuit că el este, că el duce, cum se spune, gândirea aceasta burgheză în masă. Da. Și iată, eu vreau și ce să-ți spun. Simți tu acum o influență asupra traducătorului? Când el traduce o carte de valoare? Nu, acum mai degrabă este altceva. Deci există foarte mulți traducători, din păcate, care orice carte care le spun pe mare, pe masă, ei acceptă și o traduc. Mm-hmm. Și o traduc, zicem, cumva mai mult sau mai puțin bine, dar de fapt mediocru. Mm-hmm. Și atunci eu vorbesc de un fel de presiune economică, pentru că ei acceptă pentru materialul ăsta, poți să nu contează, adică acel traducător poate traduce și o carte de ficțiune, și o carte despre chimia, știu, organică, și o carte despre fizica nucleară. Bun, poate exagerez puțin, dar am văzut suficient traducători cu nume, sau mai mult sau puțin cu nume, care, deci, au îmbrățișat genuri diferite, autori diferiți, ceea ce mi se pare puțin suspect. Eu cred că între traducător și autor și cartea pe care o traduci, trebuie să existe un fel de îndrăgostire. Altminteri, da, o să faci ceva de cumva ca să treacă, pur și simplu, dar nu o să pui la fel de multă pasiune și la fel de multă știință și savoir-faire ca în cazul unei cărți pe care chiar o simți ca ta. Dau un exemplu, o să mă refer la un exemplu care mă privește, pentru că chiar l-am trăit, știu senzația asta. Deci, în octombrie 2007, mi-a părea la Stuttgart In Time, în traducerea lui Helmut Zeiler. Deci o carte de-a mea a apărut în Germania, tradusă de la un cap la altul de Helmut Zeiler. Și exact în octombrie 2007 apărea la Chișinău, la Cartier, Michel Pastoureau, Ursul, istoria unei rege de căzut, tradusă de mine. Ei bine, mult mai a mea am simțit o carte a lui Pastoureau, pentru că a trecut-o prin mine și era semnă, bun, era numele lui Pastoureau pe copertă, dar undeva și numele meu mai jos, decât cartea mea apărut în Germania. Aia era deja munca altcuiva. Adevărat că acea carte apărut în Germania a avut o presă foarte bună și toți criticii care au scris despre carte au remarcat calitatea extraordinară a traducerii. Sunt foarte recunoscători lui Helmut Zeiler pentru munca depusă, dar revin la ideea că atunci când un autor traduce și mai ales un autor care, deci, nu este doar traducător profesionist, dar este autor el însuși, el trebuie să simte că asta este cartea mea, asta nu este. Și oricât ar fi de tentant, zicem, financiar sau din alte motive, o carte trebuie să știi să răspundă nu, adică să aibă propria cenzură, să spună, uite, asta nu o să o traduc pentru că mai puțin mă interesează. Fără să dau acum nume și titluri, voi spune doar că după mai multe cărți traduse de mine, una după alta și cărți foarte importante și autori de primă mână, am avut foarte multe propuneri și am în continuare propuneri de la edituri importante din România și de aici pentru cutare sau cutare carte. Mă uit exact pe carte. Dacă nu-mi spune nimic sau dacă pur și simplu este o carte care poți să o citești, poți să nu o și citești, mai bine nu traduc, pentru că mai bine scriu altceva sau citesc o altă carte. Felul de a te implica în traducere, eu cred că trebuie să fie la fel de plenar ca și în cazul propriei cărți. Și tu știi foarte bine că ai tradus foarte mult. Eu ce vreau să spun, că pentru mine fiecare traducere, asta este un lucru de știință. Da, e adevărat. Asta este un studiu în fiecare dată. Și dacă eu nu văd sensul, nu văd ce trebuie să învăț nou, ori ce trebuie să dau publicului să învețe din ceea ce eu am să traduc, eu atunci refuz. Tu ai spus o chestie foarte exactă, ce poți să învăț nou. Eu mi-am formulat în capul meu următorul lucru. Eu am tradus cărțile pe care mi-ar fi plăcut să le scriu. Da. Asta e un argument foarte puternic, apropo. Da. Pentru că, dar neavând nici studii, pentru că nu poți să ai studii în toate domeniile, dar mi-ar fi plăcut să scriu o carte ca istorie occidentală, istoria evului mediu occidental sau ca istoria diavolului de Mușamble sau mai încoace, știu eu, ursul sau culorile. Deci asta este miza importantă în traduceri.
să se găsească autorul cu traducătorul în prin intermediul unei cărți de valoare. Nu te-ai cercnut cu problemă îmbunătățirii autorului? Am avut mare... Dar ai atins o chestie sensibilă. Deci am avut mare noroc să lucrez cu autori extraordinari, dar am avut în cazul primii traduceri, este vorba de o istorie a continentului european, am avut următoarea problemă. La un moment dat, autorul, deci Jean-Michel Gaillard, mare istoric francez, confundase mici, adică o lucrare, o pictură, ea trebuise altcuiva. Și eu m-am prins că stai, nu-i posibil. M-am uitat pe toate dicționarele, stai puțin. Și am corectat, deci în cartea o istorie, deci istoria continentului european, am, dar fără să dau nota autorului, pentru că ca și cum l-aș fi arătat cu degetul pe traducător. Dar a apărut cartea cu, deci discret, cu micile corectări ale mele discrete. Iar, n-ai făcut notițe? Nu, n-am, special n-am făcut. Dar i-am scris editorul francez. Fiți atenți că în exemplarul cel, deci în varianta franceză, sunt mici inexactități. Și după aceea am primit confirmare, da, că deci, s-au prins și ei și la tirajul al doilea, deci vor ține cont. Într-un fel se cheamă că am corectat originalul franceză, dar așa se întâmplă. Deci. Ești cinstit în acest caz și nici nu vine în cap că eu am vorbit de altceva. Că unii fac traducerea și lor li se pare că ea e mai bună decât original. A, nu. Bine, știi, asta, m-am cecnit și cu aceste lucruri. Sunt și de felul ăsta. Eu cred că nu se poate, în genere, nu cred că este bine să se comparăm, pentru că fiecare traducere funcționează deja în limba în care există. Limba țintă. Da. Și eu pot să spun, iarăși, din experiența mea deja de cititor, că, bună oară, atunci când a tradus regretatul nostru prieten Emil Iordache de la Iași, pentru care am o stimă imensă, au trecut atâția ani de la dispariția sa și oricum îmi revine mereu în memorie, când Emil Iordache a tradus în română Moscova Petușchi de Veniamin Ierofeev, eu am spus că asta este Venișca român, deci cartea aceea funcționa perfect în limba română. Nici nu am îndrăznit să o compar cu cea, pentru că cea în limba rusă funcționa în reperul limbii ruse, cu sonaritățile, cu tot. Asta, deci, în traducerea lui Emil Iordache, funcționa în limba română. Eu am pe masă o carte care a apărut astăzi, este foarte proaspătă. Este vorba de un foarte mare autor sârb, Svetislav Basara, Mărirea și decăderea bolii Parkinson, se numește cartea, este un roman apărut la Cartier, repet, apărut chiar astăzi, și traducerea Octavii Nedelcu este excepțională. Eu am avut senzația că trăiesc în universul acesta sârb, chiar dacă literele sunt românești și scrisul este românesc, atât de bine cumva mi-a redat spiritul unei națiuni, unei națiuni foarte dârze și foarte, foarte așa, bărbătești, ca să ne referim la poemul acela cu... Eu spun, traducător trebuie să aibă un talent de om creator, dar și să fie fidel autorului. Adevărat. Pentru că există și infidelități care dăunează cărți. Am văzut suficiente. Inclusiv în anumite cazuri traducător, am văzut cazuri penibile când autorul simplifica sau cel mai penibil caz a fost următorul, nu o să dau nume pentru că mi-e și jenă, este o mare figură, deci, din peisajul nostru cultural, dar traducând o carte la un moment a sărit niște pasaje din cartea din care traducea, din franceză, și eu spun, domnule, zic, dar de ce ai să... Păi zice, eu nu sunt de acord cu părerea autorului despre cutare fenomenul. Zic, da, dar asta mai puțin mă interesează pe mine. Cartea o semnează cu tare. Deci era o carte din franceză, era o carte foarte de istorie, foarte polemică, dar exact pentru asta publicăm acea carte, pentru că autorul punea în ecuație niște probleme, el nu oferea răspunsuri, dar punea întrebări. Ori acest traducător sărea pasajele dificile și mi s-a părut sub orice critică. Adică la un moment am fost foarte supărat pentru că asta mi s-a părut o trădare cărții. Nabokov așa a spus că dacă cineva se include în mentalitatea autorului, asta este o crimă nesuportabilă. Da, pentru că autorul își asumă atunci când scriem o carte, când o publicăm mai cu seamă, bun, descrisul putem pune în sertar, dar în momentul în care publicăm o carte, ne asumăm toate consecințele și eu sunt un om pățit. Eu n-am avut, cum ai spus foarte bine la început, doar aplauze furtunoase. Bun, am avut majoritatea și am premii și mă rog, traduce într-o mulțime de țări, cred că mai ales poezia mi-a tradus în vreo 20 ceva de limbi. Dar
Am avut și reacții foarte bolnăvicioase la anumite cărți și reacții uneori foarte nedrepte, adică eram acuzat de toate mizeriile pentru că cineva deci se simțea cumva frustrat citind anumite cărți de ale mele sau nu înțelegea ceva, sau, în fin, sau pușim din răutate. Dar asta vreau să spun. În momentul în care un autor dă drumul la o carte, își asumă toate consecințele, dar își asumă și dreptul de a-și apăra cartea. Și când vine un traducător, de exemplu, prost și o subminează din interior, este o mare nedreptate ce îi se face autorului. Iată, acum eu aș vrea să vorbesc despre părerea ta, despre mass media și cultură. Iată, vorbim despre influența asupra vieții autorului. Hai să începem prin a spune că există și o mass media foarte prietenoasă cu cultura și acest post de televiziune este unul de vreme ce a invitat doi scriitori să vorbească pe niște teme care poate nu sunt cele mai stringente, dar care, fără de care nu se poate merge mai departe. Acum, deci, eu nu sunt un om care gândește în manicheist, în alb și în negru, în bun, rău. Încerc să văd nuanțe în toate cazurile. Și voi începe prin a lăuda la început puțin mass media, în ce sens? Că totuși există posturi de televiziune, de radio onorabile, mai mult decât, care își rezervă, poate puțin, poate mai, am fi dorit mai mult, dar oricum există niște oaze de cultură în care se vorbește despre carte, se vorbește despre pictură, muzică, în care există figuri ale importante din domeniul culturii care se expun public și care își împărtășesc din experiența lor. Și nu o să merg foarte departe, eu însumi am o emisiune deja de 12 ani la Radio Europa Liberă, prezint de fiecare luni seara o carte, este vorba de emisiunea Carte la Pachet. Inclusiv am prezentat și Graf Puzzle și multe, multe sute de cărți. Deja în 12 ani câte 52 de emisiuni pe an, deci am peste 600 și ceva de prezentări de carte. Ei bine, pe de altă parte, sigur că există un fel de dezmăț al prostului gust, al vulgarității, al show-ului cel mai ieftin cu putințe care a pus stăpânirea. Dar îmi pare rău să constat, nu suntem singuri, eu mă uit și pe alte televiziuni din când în când și mă uit la nivel general, cred că de fapt prostul gust devine foarte contaminant și cam pe tot timp se întâmplă. Și oazele acestea de cultură se restrâng. Contează ca, totuși să existe comunicarea între aceste insulițe, să existe niște vase care să ne... Ca un fel de, da, există sistemul ăsta de vase comunicante, să nu rămânem izolați, pentru că altminteri nu știu pentru ce mai muncim. Eu despre asta și vorbesc, că uneori mă simt chiar izolată, că nu avem totuși niște emisiuni, iată numai aceasta, care este consacrată culturii. Da, așa, cam ar fi meritat, da, nu. Și eu cred că asta trebuie să fie și, cum să spune, problema statului tot. E adevărat, dar statul din FRC are foarte puțin rol acord de culturii. Bun, din când în când se dau niște premii, uneori cu scandal, știm foarte bine toată povestea asta cu premiul național din anul trecut. Da, poate și bine că nu se include. Da, nu, dar uneori da, uneori este bine, uneori. Dar cel puțin la nivel de infrastructură, de administrație, oricum sunt niște fluxuri care alimentează cu tare sau cu tare proiect. Acum, ca să fim corecți și cu statul, trebuie să remarcăm că în ultimii ani, cel puțin prin Ministerul Culturii, există acest program de editare a cărții naționale care funcționează foarte bine. Adică există o comisie de experți și grație acestui program au apărut cărți, ghilimele, absolut necomerciale, dar cărți absolut fundamentale. Mă gândesc la cartea lui Cițurcanu despre manierism, mă gândesc la cartea lui Adrian Cibotaru despre decadență și mai departe. Deci, cărțile lui Eugen Lungu. Și a apărut și cartea, bineînțeles, cartea Graf Pazdă. Pentru copii. Și pentru copii, da. Deci, asta funcționează. Deci, oricum, într-un sistem cu multe fațete, există posibilități de a face parte și culturii. Și mass media aici ar trebui, după mine, să fie mai prezente și la lansări de carte, și la concerte, și la vernisaje.
Pentru că ar arăta lumei că nu se rezumă totul doar la banditism, la ceartă politicienilor, da, la escrocherii, la fraudări de alegeri. Deci lumea sau viața noastră nu este atât de cenușie și atât de urâtă și nu se rezumă doar la accidente și la nefericiri. Există și partea luminoasă. Nu sunt foarte optimist de felul meu, dar îmi asum această viziune totuși luminoasă asupra vieții. Eu cred că predomină, sau noi cel puțin putem face ca să predomine partea luminoasă și dacă nu cultura, atunci ce mai aduce bucurie? Uneori mi se pare că totuși acum este un interesant flux paralel culturii mass media de, care noi o avem și un flux de cultură adevărată. Că eu totuși văd sale pline de la sala de orgă, la teatru, la teatru, da, da. La librării, iată la lansări, la voi acolo. Până la ora 12 stau oameni și discute în privința cărții, noi cărți. Corect, da. Dar asta iarăși depinde de oameni care își aduc credibilitatea lor și o pun la bătaie în public. În ce sens? Da. Deci, ani de zile de când fac aceste lansări de carte, de fiecare dată am selectat foarte atent vorbitorii. Niciodată n-am lăsat pe impostori să se dea cu părerea. Da. Pentru fiecare carte am selectat, după opinia mea și bineînțeles că am consultat și autorul în cauză, cei mai buni vorbitori nu se laude cartea, dar se dea o imagine adevărată a cărții. Atunci când creezi precedente, când la un moment lumea își dă seama, stai, nu totul este aranjament, există și pe bune, adică lucrurile se pot întâmpla și pe bune, nu că ne-am înțeles noi în culise și vom face cu tare, cu tare. Eu cred că sentimentul ăsta este unul foarte mobilizator, adică îți dai seama că la un moment vei fi apreciat după calitățile tale, dar nu pentru că tatăl este cu tare sau pentru că vii dintr-un partid sau pentru că ești propulsat de nu știu ce mișcare. Da. Mi se pare formidabil dacă poți. Adevărul că se construiește foarte greu lucrul ăsta. Și să mai spun, apropo, că tot ai pomenit de lansări de carte, deci noi facem deja, cred că de vreo 8 sau 9 ani de zile aceste lansări. Eu deja am văzut cel puțin două generații care au crescut și după ce au dispărut. De ce? Au plecat în Occident mai departe. Da. Au plecat la studii. Foarte bine că au plecat. Mă întreb câți din ei vor reveni și pentru ce se revine. Dar pe de altă parte, ei au plecat cu anumite încărcături. Deci ei au plecat și ei nu vor face de rușini, ca zic așa, țara din care au plecat. Adică ei au plecat cu anumite informații, cu anumit background, dacă vrei, pe care deci, după aceea și îl vor, mă rog, dezvolta, etc., etc. Ce părere tu ai de critici literari tineri? Iată, de la care lucrează chiar la noi, la Institutul de Filologie, Nina Korczynski, Alena Grati. Deci, să începem pentru mine din aceeași categorie de critici, încă, sau tineri, pentru că generația, zicem, cea mai tânără de critici deja afirmați, Lucia Țurcanu, Alena Grati, Nina Korczynski, Adrian Cibotaru, care scrie mai rar critică, dar este foarte bun eseist. Fiecare are un stil foarte particular, deja voci afirmate, voci cu o greutate în orice afirmă. Cred că după generația Eugen Lungu, Leahu, Mircea Veciobanu, Maria Șlachtițchi, aceștia deja au preluat, cam pretutine au preluat ștafeta și după opinia mea, deci cel puțin una dintre aceste persoane este de departe cel mai bun critic de poezie în ultimii ani de la noi. Las deschisă paranteza, nu voi numi special ca să se gândească fiecare la ea, dar e suficient să citim cărțile, deci Luci Țurcanu, Nini Korczynski, Alena Grati, ca să ne convingem că aceste inteligențe creatoare sunt una, sunt la zi cu limbajul, sunt la zi ca informație și fiecare aduce un fel de prenos personal. Eu nu cred într-un fel de critică depersonalizată. Eu cred că criticul se implică. Eu cred că critica literară este un gen de literatură de aceeași nivel ca poezia, proză, etc., etc. Și atunci când criticul pune toată ființa la bătaie, eu cred că abia atunci se întâmplă cu adevărat actul criticii. Acum eu aș vrea să aflu ce fel de planuri tu ai. Eu sunt un om care lucrează pe mai multe șantiere concomitent, deci pentru fiecare muncă acord o anumită
prioritate și timp și spațiu. Sunt câteva proiecte mai mari și este unul un proiect care ține de poezii, dar o altfel de poezie decât am scris acum e foarte diferit de tot ce am scris, pentru că am zis că trebuie să mai sparg încă un zid și să dau o altă fațetă. Și, bun, proiectul acela, cred că e de mult trecut de, zicem, peste 75% de realizare. Nu știu exact când o să public, nici nu mă grăbesc, nu sunt domnul presat să public, mai degrabă mă interesează să duc până în pânzile albei un proiect. Vreau să scot o altă ediție, a treia deja va fi, a romanului Ce sunt viu 10x10, pentru că primele două ediții s-au epuizat de mult și oricum am mai intervenit în text, ca și cum realitatea m-a ajuns de urmă și sunt niște lucruri pe care le-am reașezat. Citesc în ritmul obișnuit câte 3-4 cărți pe săptămână ca să prezint una la carte Europa, la pachet la Radio Europa Liberă. Plus, sigur că voi continua cu aceeași cadență să fac lansări de carte la librările din centru. Tot ce ține de domeniul cultural, fie că sunt invitat la emisiuni, fie că țin niște prelegeri la universitate sau am întâlniri cu studenți sau cu liceenii, face parte din viața mea de cărturar. Adică eu nu fac mare diferență acum de felul meu de a mă implica. Eu cu aceeași dăruire voi scrie de unul singur la masa mea de scris și pe de altă parte, atunci când dialogăm, voi fi foarte prezent prin replică și prin... Și dacă vrei chiar voi fi foarte prezent fizic prin gestualitatea mea în aceste dialoguri. Eu știu că tu trebuie să pleci la Paris. Da. Peste vreo 2 săptămâni. Exact, în 2 săptămâni. Ce înseamnă pentru tine Franța, Parisul, și ce legătură cu Basarabia, cu Chișinău? Franța înseamnă foarte mult, începând cu anii de școală. Deci am făcut un liceu francofon, pe atunci școala numărul 1, acum liceul Gheorghe Asache. Am tradus o mulțime de cărți din franceză, mi-au și apărut mai multe texte în franceză. Merg de mulți ani de zile la târgul de carte și nu numai, am avut și niște burse de o lună de zile în Franța. Pentru mine Franța înseamnă, de fapt, o civilizație întreagă. Înseamnă, Parisul, în mod special, înseamnă orașul lumină și nu este doar o metaforă, este ceva foarte palpabil pentru mine, pentru că foarte multe ieșiri în lumea largă s-au întâmplat grație limbii franceze. A fost ca un fel de placă turnantă care deci m-a proiectat și peste ocean și în lumea asiată și aproape oriunde vrei. Dar mai cu seamă, pentru mine înseamnă un fel de etalon al scriturii. Amintesc odată în plus că limba franceză este o limbă foarte riguroasă, este limba enciclopediștilor. Deci, cine scrie în franceză, cine traduce în franceză, cred că are o rigoare în plus. Noi vorbim de exactitatea germană, de punctualitatea germană. Eu cred că limba franceză are o punctualitate germană. Aproape că spun așa un fel de mică erezie, dar știind foarte bine franceza, știind scritura franceză, deci cine a făcut școala la cultura franceză are un foarte mare atu, are acest atu al exactității, al enciclopedismului, al decartismului, dacă vrei. Dacă eu pot să spun că și filozofia germană foarte mult a luat din filozofia... De la lumea franceză, evident, lucrurile comunică. Franceză. Și noi nu putem să spunem că asta se evită așa. Nimic nu se evește din senin. Și asta odată în plus putem afirma. Există în genere în culturile europene o continuitate. Și eu tot timpul dădeam, când aveam întâlniri cu studenții sau cu elevi, dădeam exemplu cum s-a construit catedrala de la Köln. Catedrala de la Köln s-a construit, deci de la săpatul temelii și până sus, timp de 800 de ani. 800 de ani. Ei bine, nu asta e, pentru că mai multe catedrale s-au construit timp de secole. Marele atu este că în acești 800 de ani nu s-a deviat nici cu un centimetru de la proiectul inițial. Dacă se construia noi, peste jumătate de ani venea avangardiștii și făceau un etaj, un alt fel de etaj. Venea altcineva și schimba mansarda. Venea cineva. Eclectică. Avea să fie o eclectică îngrozitoare. Pe mine mă încântă foarte tare că în cultura europeană, în care s-au întâmplat și inclusiv tot felul de revoluții culturale, există
continuitatea. Există o mare continuitate și în literatura și în cultura în general, franceză și germană și spaniolă și italiană. Și grație acestei continuități care a permis ca lucrurile să evolueze în modul firesc, avem straturi și straturi și straturi. Sigur că noi suntem, ca și cultură, suntem mult mai tineri și atunci la noi, noi n-am avut de fapt o renaștere în sensul adevărat. Noi am avut câteva figuri enciclopedice, cum ar fi, de exemplu, Miron Costin sau Cantemir, bineînțeles, sau Neculce, mare povestitor și așa mai departe. Dar noi n-am avut toate aceste etape, noi trebuia să le sublimăm, noi trebuia să ardem etapele și acum am senzația unor că ardem etapele. Dar, pe de altă parte, noi și recuperăm, încercăm totuși să îmbibăm cât se poate de mult și să luăm cu noi tot ce e mai bun în culturile europene. Noi uneori ne gândim că suntem numai unici românii, dar și literatura rusă, cultura rusă, tot este din veacul 19-lea cea modernă. Da, e adevărat. Adevărat. Și limba rusă literară s-a început de la Pușkin. Măcar că a fost și precedenți, dar în totalmente, în totalmente, în veacul 19, așa ca și la noi, cu Eminescu, Alexandri și așa mai departe. Și ce gânduri, cu ce vrei să te împărtășesc? Vreau să reafirm o dată în plus că noi suntem una din cele trei mari civilizații ale cărții. Adică există civilizația iudaică, musulmană și creștină. Deci, oricât am încercat să substituim cartea cu alte mijloace de informație, de nu știu ce, de formare, eu cred că deocamdată ea rămâne temelia temeliilor. Și bănuiesc că se vor schimba foarte mult ambalajele cărții. Avem deja carte electronică, lumea citește de pe tablete sau mai departe, dar actul citirii, eu cred că este un act constitutiv pentru ființa omenească. Cred că este una din cele mai importante invenții ale omului, posibilitatea de a, grație lecturii, grație textului, de a transmite cunoștințe și emoțiile. Adică noi nu înmagazinăm și cărțile nu înmagazinează doar cunoștințe și emoții. Și eu cred că omul este o ființă în care emoția are un cuvânt foarte greu de spus, pentru că grație emoții, noi suntem, avem parte artistică în noi. Nu transmitem doar o sumă de cunoștințe, transmitem și o anumită emotivitate. Sper că am transmis și spectatorilor nostru o anumită din emotivitatea. Te-ai gândit pe cine vei invita? Aș invita o mulțime de lume. Hai să zicem, mi-ar place să dialoghez cu pictorul Anatol Rurac, care, apropo, va debuta și cu un roman scris acum, deci în ultimii ani de zile. Este un pictor foarte interesant, cu viziuni aparte, dar este și o persoană de caracter, este un om de mare forță lăuntrică. Dacă domnia s-a accepta, m-aș bucura foarte mult să dialoghez cu el. Aș dialoga cu plăcere și cu Mircea Veciobanu, și cu Eugen Lungu, și cu Lucia Țurcanu, și cu Nina Korczynski, și cu Alena Grate. Sunt foarte deschis. Important să existe continuitatea dialogului. Eu cred, și apropo de acest principiu al invitaților, eu mi-am amintesc de o revistă clujeană foarte bună, redactată, era redactor șef atunci Ion Mureșan, revista se numea Verso, și la un moment dat Ion Mureșan a inventat o chestie care se numea Lanțul Poeților. Deci, un poet important avea o pagină întreagă de poeme, iar pe final invita, deci, un tânăr cu un singur text. După aceea, acel tânăr avea o pagină întreagă în următorul număr de revistă și invita un autor din altă generație. Adică, la un moment dat, se amestecau generații, putea să apară într-un număr un autor din generația 60 și în celălalt număr un autor de 20 și ceva de ani. Ceea ce conta foarte mult era această comunicare care nu se întrerupea nicio clipă. Eu cred că în cultură, una, este foarte importantă comunicarea pe fiecare sector. Adică în literatură trebuie să comunicăm nu doar pe orizontal cu colegii noștri de generație, trebuie să fie cât mai variabilă comunicarea și atunci există o mare șansă să se îmbogățească toată lumea. Pe de altă parte, foarte mult contează comunicarea între genuri, pentru că nu mai tragem niște frontiere etanșe între literatură, pictură, muzică. Există genuri amestecate, există spectacole muzicale și de poezie, există o comunicare transdisciplinară și noi cred că de fapt asta facem aici, încercăm să comunicăm dincolo de niște limite strict partajate, nu să suntem fiecare în căsuța lui, dar încercăm să deschidem geamurile pentru cât mai multă lume. Eu cred că telespectatorii au avut azi o plăcere
să asculte pe Emilian Galaicu Păun și eu cred că data viitoare va fi tot interesant. Veți avea cunoștință cu alte personaje, cu alte persoane și vă dorim succese și la revedere!